Sfârșitul acestui an și așteptatele sărbători de iarnă au fost marcate și la grădinița cu program prelungit numărul 7 din municipiul Drobeta-Turnul Severin. Sărbarea a fost deosebită, desfășurându-se cu o tematică tradițională românească, micuții preșcolari fiind îmbrăcați în straie populare. Sărbarea de Crăciun de la grădinița cu program prelungit numărul 7 s-a desfășurat într-un mediu deosebit. Decorul, dar și ținutele micuților preșcolari au avut ca temă portul tradițional românesc. Se apropie cu pași repezi sfânta sărbătoare a Crăciunului, iar cu vocile lor cristaline, micuții au vestit prin cântec nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Drept răsplată, copilașii au primit mici pachetele cu surprize. Atât copiii, cât și cadrele didactice s-au pregătit intens pentru acest moment. În așteptarea nașterii Domnului, dar și sosirea lui Moș Crăciun, toți preșcolarii grădiniței cu program prelungit numărul 7 au pregătit momente specifice dedicate acestor sărbători. Astăzi, grupele mari, grupa fluturașilor și grupa șrumfilor, au prezentat câteva colinde, câteva obiceiuri și tradiții de iarnă, din dragoste pentru datinile românilor, în prag de sărbătoare. Crăciunul este poate cea mai îndrăgită perioadă de copii, mai ales dacă ne gândim la dimineața în care aceștia vor găsi sub brad cadourile lui Moș Crăciun. Astfel, la grădinița cu program prelungit numărul 7 din municipiul Drobeta-Turnul Severin, magia sărbătorilor s-a simțit din plin.